sâmbătă dimineața, când stai la etajul 2, dar la etajul 7 se lucrează. Român, treziți-vă! Bonjurică, bonjurică și bun găsit la Farfuria lui Exarhu, adică a mea. Ne bucurăm de primăvară în continuare și mai ales de genul ăsta mai ușurel, de a mânca mai special, pentru că dragostea e peste tot, vorba cântecului. Așadar, eu am găsit încă o formulă pentru a vă arăta dragostea față de celălalt, încercând să nu mai mâncați șaormă. Măcar atât, pentru început. Am pregătit această farfurie, o cremă rece de conopidă, alături de niște icre de păstră, de la un păstră pe care l-am cunoscut de personal, de la noi din familie, și niște crutoane de cartofi și apoi un pic de... Mai bine rămâneți cu mine ca să aflați cum se face. Am fiert conopida în apă cu sare. Aerisiți bine, e singurul sfat pe care pot să vi-l dau. Conopida creează multă suspiciune când este fiartă. Nu e la fel de rău ca brânza franțuzească pe care o transporti pe șest în avion, dar chiar și așa pot fi probleme. Un pic de smântână. Sâmbătă dimineața, când stai la etajul 2, dar la etajul 7 se lucrează. Român, treziți-vă! Așa, putem să începem să scoatem. Un pic de sare. Un pic de piper. Ea trebuie să stea puțin la rece, să se mai maturizeze. O să-i pun și un pic de ulei de măsline. Acum aveți mai multe variante. Una în care puneți compoziția la rece în formele în care vreți să fie gustată sau se montează pe loc după ce a stat cu totul la rece, vă așezați frumos, ceea ce am să fac eu. Așa că asta este, un pic de folie, frigider și ne vedem cam peste 45 de minute, cam așa, cam atât ar trebui să stea. Vă mulțumesc mult pentru atenție! Bun, topim niște unt. Am tăiat acești cartofi cu bulețe, i-am ținut în apă, i-am uscat cât am putut. E bine ca să nu sară pe voi. Sunt niște piese foarte importante în acest ansamblu, pentru că ei vor avea un pic mai multă textură și vor veni și cu un alt gust, mai grăsuț așa, cum am fost eu, de exemplu. Da, un exemplu la întâmplare. Un praf de sare. De piper. Începe să se simtă. Unt bun, topit. Momentul în care papilele se deschid, mirosurile, dacă nu avem COVID, încep să ne bucure. Este primăvară. Este primăvară peste tot, mai puțin în bucătărie, unde e la fel de primăvară tot timpul atunci când prăjim cartofi. Cam asta a fost, s-au rumenit, arată bine, îi lăsăm puțin să se scurgă, transferăm aici un picuț de cimbru, sare, piper și un pic de acțiune. Cam așa, acum ar trebui să aducem crema asta de conopidă din frigider, icrele de păstră, mă rog. Ce găsim prin casă, ca să terminăm odată rețeta asta, să mergem și noi acasă. O să facem această gustărică. E bine, o să faceți refill, cum se spune, la treaba asta, dar e foarte intensă. Nu cred că ar trebui să primiți o găletușă de treabă de asta. E foarte gustos, foarte intens, foarte bun pentru un antre, merge perfect cu spumant. E un, mă rog, mod de a simți bucurie pe limbă și de a te uita cu drag în ochii persoanei iubite, dacă e. Morning glory, morning glory, ce prăjiți sunt cartofiorii. Pe urmă aș veni cu crema asta de conopidă. Pe urmă aș veni cu icrișoarele de păstrăv.
pe urmă aș veni cu niște mărar, un pic de ulei de musline, cum se spune, un praf de nucșoară. Așadar, asta este crema mea de conopidă cu icre de păstrăv și cu bulețe crutoane de cartofi. Ca să trăiți frumos primăvara, să vă bucurați de gusturi și mai ales să vă simțiți rafinați și eleganți. Primăvară frumoasă! Mulți dintre voi m-au întrebat cum pot să afle primii când se publică rețetele lui Exarhu, adică ale mele. E foarte simplu, trebuie să dați subscribe la canalul de YouTube Auchan. Pe urmă, cu mâna cealaltă, dați click pe clopoțel ca să aflați primii când se publică. Ding! Și după aceea dați și un like, că e gratis.